Sunt convinsă că această conversație ați avut-o și dumneavoastră în clinică de multe ori. Bună ziua, doamna doctor, am venit cu pufii la recontrol. Îmi cer scuze, n-am ajuns la 3 săptămâni de la operație, sunt depărtați firele de sutură, am ajuns acum la 3 luni de la operație pentru că am fost foarte ocupat. În tot acest interval de timp, să știți că am făcut tratamentul de 2 ori pe zi, așa cum mi-ați indicat. Am avut o mică problemă. Pufii nu a putut să poarte guler și o altă problemă, minoră, zic eu. Nu prea am reușit să-l curăț, dar să știți că tratamentul l-am efectuat de 2 ori pe zi, cum mi-ați spus dumneavoastră. Aceste cazuri sunt no comment sau sunt cazuri care mie personal îmi distrug Feng Shui-ul pentru că pufii fusese operat pentru o plagă coneană penetrantă și ar fi trebuit la 3 săptămâni de la intervenția chirurgicală să efectuăm o ecografie de control și să îndepărtăm firele de sutură. Concluzia este una singură. La următoarea intervenție chirurgicală de acest fel, trebuie să te gândești la pacient, să-l selectezi cu foarte mare grijă, dar mai ales să selectezi proprietarul. Dacă proprietarul nu face cu noi o echipă, de intervenția noastră chirurgicală, cât ar fi de simplă sau cât ar fi de complicată, se alege praf. Deci, n-am putut să vin după 3 săptămâni, dar am venit după 3 luni și am avut o mică problemă. Nu am reușit să îndepărtez secrețiile de la ochișorul lui Pufi. No comment.